S-au înțeles că nu s-au înțeles. Negocierile purtate de forțele de dreapta pentru o alianță împotriva PSD înainte de alegeri au eșuat. PNL, USR și Reper vor avea liste separate pentru Parlament, iar Nicolae Ciucă și Elena Lasconi se vor lupta pentru un loc în finala prezidențială. PNL și USR, foști aliați la guvernare, ar putea relua discuțiile la final de noiembrie, după primul tur al prezidențialelor. Negocierile dintre forțele de dreapta au eșuat cu 4 zile înainte de termenul limită pentru depunerea alianțelor electorale. Fiecare își dorește cât mai mult. Și când spun asta, mă gândesc la locurile eligibile pentru parlamentari. Noi am încercat să propunem ideea de Grand Coalition, deci o coaliție mai largă. Nu s-a putut. Pe masa negocierilor a fost inclusiv varianta ca PNL și USR să propună un tandem președinte-premier. Elena Lasconi a spus recent că l-ar propune la șefia guvernului pe liderul PNL, Ilie Bolojan. Mi-a venit această idee pentru că îl admir pe domnul Bolojan. Eu pur și simplu asta am simțit, asta am crezut, asta am spus. Nu m-am gândit la nu știu ce mutări de șah. Doamna Lasconi a propus să fie dumneavoastră președintă cu Ilie Bolojan premier. Corect. Și vă spuneam că putea să fie și invers, Ciucă președinte cu o propunere de prim-ministru din partea USR. Surse observatori spun că PNL va relua negocierile cu USR dacă Nicolae Ciucă va ajunge în finala prezidențială. În acest caz, PNL va încerca să unească toate forțele de dreapta într-o alianță mai largă împotriva PSD. Care credeți că va fi finala prezidențială? Ciucă Ciolacu. Suntem un partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta, care are toate instrumentele și toată forța necesară să poată să ducă în turul 2 candidat. Între timp, USR a negociat separat o alianță cu Reper, PMP și Forța Dreptei. Discuțiile nu au dus însă nicăieri. Un sondaj comandat de liberale arată că PSD pleacă favorit în alegerile generale cu un scor de 31%. PNL ar obține doar 22%, urmat de AUR 14% și USR 13%. SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, ar fi votat de 10% dintre români, iar UDMR ar intra în Parlament la limita pragului electoral. Maghiarii l-au desemnat azi pe Kelemen Hunor, candidat la prezidențiale. În cazul alegerilor parlamentare, 10 septembrie este data limită pentru depunerea alianțelor electorale la Biroul Electoral Central. Partidele și alianțele politice pot depune listele de candidați până pe data de 17 octombrie. Campania electorală pentru alegerile generale va începe pe 1 noiembrie și se va încheia oficial pe 30 noiembrie, prima zi de vot în diaspora. Românii din țară își vor alege senatorii și deputații de ziua națională.